Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul În această seară vom porni discuțiile despre, de la faimosul raport MCV, un document ce a stârnit reacții diferite la București în rândul puterii și al opoziției. Nu vom discuta foarte mult despre acest lucru, deoarece pe presa națională a fost dezbătut îndelung, dar ne interesează părerea unor oameni care sunt fiind cunoscători ai sistemului de justiție, să vedem ce se întâmplă cu acest raport de monitorizare, de ce România trebuie în continuare monitorizată și dacă justiția din România satisface ea cerințele Uniunii Europene, dar mai ales cerințele românilor care beneficiază de acest sistem de justiție. Vom vorbi de asemenea și despre politică, despre politica locală, vom vedea ce se întâmplă prin partidele aflate la putere sau în opoziție dar și despre un subiect mai puțin cunoscut cetățenilor și anume despre obligativitatea medierii înainte de a ajunge în sala de judecată. Așadar, o multitudine de subiecte ne grăbim să dăm drumul emisiunii. Invitat în această seară fiind domnul avocat Dragoș Ujeniu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara tuturor! Domnul avocat, în calitatea dumneavoastră de fost magistrat, de avocat cu o experiență de necontestat în acest domeniu, ce părere aveți despre acest raport, așa, în general și pe scurt, și ce înseamnă el pentru România? Pe tema aceasta vorbesc georgiuvenilor care sunt în fața televizoarelor pentru a doua oară în decurs de două zile. Adică numai de, de seară. Am spus doar pornim da. de la acest subiect. Vom dezbate și ce n-ați discutat. Cred că eu sper să nu plictisesc cu expozeul meu, chiar dacă se repetă tema, pentru că sunt oameni care trebuie să recunoaștem, trebuie să audă de două ori un lucru ca să priceapă, pentru că nu e meseria dumnealor. Pe de altă parte, sunt oameni care n-au văzut emisiunea, n-au vizionat emisiunea de seară am explicat și aseară și explic și acum că este vorba de un mecanism, așa se numește el, mecanism pentru de cooperare și verificare, care este un instrument la îndemâna Comisiei Europene de monitorizare a României pe diferite aspecte. A apărut și acest raport al Uniunii Europene, al Comisiei Europene cu privire la justiție, Raport care, din păcate, după opinia mea, nu este făcut profesional. Din păcate, de asemenea, el relevă uh, tare ale societății românești din domeniul justiției, vorbesc, care sunt reale. Acestea sunt păcatele noastre și în justiție chiar, dar. Uh, Modul în care se alimentează Comisia pentru a reda starea justiției în România, sursa știrilor, dacă vreți, sursa de informare a acestora, nu este cea mai nevinovată, ca să spun așa. Dar adică, acest mecanism. Ca și la noi, la români, doamna Bărgaru, aplicatul urechii se practică. În toată da, aveam pretenție de la Uniunea Europeană. Nu. Pentru că încearcă vă, să ne dea lecții vă de vă cum trebuie să trăim într-o democrație. Asta, asta reală, e percepția nu? mea că, din păcate, a plecat urechi este, este un procedeu valabil nu în Balcani, numai, nu în Orientul Mijlociu sau Orientul apropiat. Iată că se practică această gestică și în cercurile europene. Cu pretenții. Probabil că șansa lor, ca să spun așa în ghilimele, este că românii sunt foarte preocupați cu viața lor de zi cu zi și cu necazurile lor și mă interesează mai puțin ceea ce se întâmplă, află din presă, dacă presa discută acest subiect, îl află și ei, dar probabil că dacă majoritatea românilor ar lua la cunoștință și ar putea să aprecieze, să aibă, să-și formeze o părere despre ceea ce spuneți dumneavoastră, probabil că ar începe să aibă și comentarii în privința apartenenței noastre la Uniunea Europeană. Doamna Bergaru, am spus-o și -o repet și cu alte prejurile am spus-o și o repet cu amărăciune. Poporul român e un popor necăjit. Tare necăjit și n-ar trebui să fie așa. O educație mai solidă a acestei nații ar conferi iar conferi posibilitatea să devină altceva în Europa. Dar numai educația. Pentru că, iată, datorită lui să educație se acutizează caracterul acesta de popor necăjit. Și atunci poporul ăsta necăjit nu este interesat nici de MCV, nici de MTV, nici de nu mai știu eu ce. Grosul, masa mare a populației din România este în afara acestor probleme. Am urmărit aseară un filmuleț făcut de Jimmy Diaconescu, din care am, am dedus și am constatat cu, cu tristețe care este starea intelectuală a oamenilor pe care i-a întâlnit el pe stradă și sunt convins că nu i ales. Din vreo 10 intervievați, unul părea că este mai acasă. Restul erau duși de acasă. Dacă mai cauți puțin, mai găsești și oameni care pot să spună. Unul din spun, vreo 10 da. vă spun, mi se părea că Dar aș vrea din acasă. tot acest uh, raport care, așa cum spuneam, a fost discutat uh, pe toate părțile, aș vrea să ne oprim asupra unui aspect care a surprins pe toată lumea. Apariția în uh, acest raport uh, a referirilor la presă și la modul în care presa face presiuni asupra justiției. Cum poate exercita presa, uh, presiunea presiune asupra unei, uh, unei părți independente. Nu, justiția este uh, o putere independentă asupra unei instituții a statului de drept? Uh, vă vorbesc ca că, că practician care a trăit din păcate nu puține momente în care. Am avut senzația că justiția se face și prin media. Prin mijloacele media. Atât se mediatizează câte un caz, încât cu greu se poate detașa chiar și judecătorul să se detașeze de. poate să detașeze de ceea ce induce presa. Da. Vă spun că nu au fost puține cazurile. De din acord acest cu dumneavoastră. Vedere, dar vedeți acum că și presa uh, trește din informații, informații obținute pe surse. Doamna Dacă Bărăgară, presa nu-i chemată, căvântul, de unde să știe un, ce de se un întâmplă? Zi, nu, de, nu de multă vreme. Un prieten care are, e doxat și pot să spun că poate să dea lecții mie și multora dintre noi. Uh, cu amărăciune îmi spunea Dumnezeule, cred că dacă ar fi un concurs între cei care fac cel mai mult rău nație române și devenirii ei, presa ar fi undeva pe un loc în frunte. Culmea, într-un fel sunt de acord cu ce spunea el, de. Fără ca eu să neg rolul presei e, în ceea ce face ea bine. Din păcate, se exagerează. Dacă presa și-ar vedea de treaba ei, și-ar fi o sursă de alimentare cu știri și informații a populației și de cu acord. comentarii și cu dezbateri uh, la locul lor. De, Dar când Până unde ar trebui să meargă, de exemplu? Pe până până uh, Eu nu, eu sunt un uh, privitor și un uh, ins, uh, privitor obișnuit al uh, anteniul, uh, trei, 3, să spunem. Nu pot să uh, comentez eu și să calific în totalitate calitatea emisiunilor de dezbatere și de la antena 3, dar vă rog să observați că și acolo se exagerează. Eu sunt antibăsescu până în oaselor. dar eu spun că și aici trebuie o moderație ca să nu-l victimizăm pe om. Deci, intenția cum să spun eu, mesajul Antenei 3 este foarte bun, foarte, foarte sănătos, dar este expus într-un mod exagerat, într-un mod insistent, care dă rău la multă lume. Nu e părerea mea. Culeg și eu păreri și impresii despre acest lucru. Deci, emisiunile care se fac anti-Băsescu, clar. Dar nu vorbeam de băsescu nu, neapărat nu, aici. Iată, și de justiție. De justiție. De justiție. De justiție. Uh, nu îmi vin în minte acum exemple, dar sunt ce, ce spun acum, este uh, rupt din viața noastră de, de toate zile, din ceea ce citim în ziare, ce vedem pe televizor. Agresiunea, agresivitatea unora din presă care, atunci când constată că nu le convine ceva în activitatea unui judecător legat de o sentință, se repet într-un mod incalificabil. Dar nu credeți că dacă n-ar exista o breșă în atitudinea, să spunem, a acelui personaj, a acelui judecător, presa n-ar putea să nu. se strecoare? Uh, uh, um, Pentru că nu cred că s-au contestat. N-am să nec dreptul presei de a interveni și a arăta cu degetul și la mine, și la tine, și la altul care are păcate lui clare. Dacă e vorba de activități infracționale, că s-au dovedit a fi și procurori și judecători care au fost infractori. N-ai ce să comentezi, aia sunt. Dai știrea că este cercetat, că este... Nu-l faci vinovat, nu-l înjuri, nu-l scui, iertați-mi expresia. Lași, adică o moderație. Este modul inrepus Toate lucrurile din lumea asta trebuie înfățișate cu moderație. Nu se poate să dai tu verdict de presa tot timpul. A... Nu toată presa. Are tendința de a verdicte. Și stigmatizarea agresivă a omului pe care îl au în vizor este un mare păcat. Că nu de puține ori se greșește capital. Dau un exemplu care mă privește pe mine. Mi-amintesc când eram deputat că vine evenimentul zilei, chiar m-a invitat la o discuție un reporter de la, un redactor de la evenimentul zilei, l-am invitat la Parlament, am discutat circa o oră, la o cafea acolo, și fel și fel de lucruri mă întreba, printre care, dintre problemele dezbătute de noi acolo, era și una legată de o activitate, activitatea mea de când eram președintele judecătorii. Eu, ca președinte al judecătoriei, nu aveam, adică nu aveam nicio legătură cu cazul pe care mi-l învață și el, și anume că unei femei care a fost condamnată la locul de muncă, nu de către mine, de alt judecător, i s-a emis mandat de arestare în loc să se. Facă mandat pentru executarea la locului de muncă, din greșeală, funcționarul care era cu la biroul de executări penale a întocmit, a emis mandat de arestare pentru executarea pedepsei. Și s-a dus la închisoare, femeie. Mandatul de arestare a fost semnat de mine. În calitatea mea, nu de președinte. Eram judecător și răspundeam de uh, biroul acesta de executări penale. Nu eu în man, întocmeam mandatele, emiteam mandatele, nu. Era funcționarul, grefierul respectiv, care avea această obligație. Eu doar îi dădeam autoritatea actului prin semnătura mea. Nu aveam eu, de o dădeam pe ea la o parte să verifică tot ce uh, scrie ea acolo este adevărat? Nu. Eu vedeam dacă în formă. Deci cineva până la urmă a greșit undeva. Da. Și, și eu, pe o pagină în evenimentul zilei, am făcut fost făcut ferfeniță, nu m-a atins, vă măturisesc. m-a făcut. Că am băgat omul în pușcărie. Păi da, eu l-am băgat. Eu l-am condamnat. Eu am... Incalificabilă t -t -t tratarea unui caz în asemenea marieră. Și mai a venit pe acolo, a mai venit toată ziua, istoria pe acolo de la elementul zilei. M-am uitat în ochii lui, mai curgeau un după el, așa că se-a dat seama că s-a acoperit de rușine. Și am spus, stai știri că nu mai atins cu nimic. Eu știu adevărul despre mine și ce s-a întâmplat atunci. Deci, Acesta a fost un caz, dar uh, și sunt situații, nu, sunt, și, sunt situațiile și de erori judiciare, sunt, sunt situații în care s-au dat, s-au fost condamnați oameni pe nedrept, într-adevăr, au fost și exagerări ale presei cu siguranță, da, da, așa cu cum siguranță. spuneți, deci vina până la urmă este împărțită. Uh, trebuia să fie într-un uh, sunt așa de grave aceste situații. Uh, atacul acesta al presei furibund la adresa justiției, încât să fie cuprins într-un raport de monitorizare, Uniunea Europeană s-arată îngrijorată de fenomenul care ia amploare în România. Ah. Deci ceea ce discutăm aici aveți perfectă Corect, dreptate bun. și de exagerările pe care le face presa și de greșelile pe care le fac judecătorii, dar de aici și până la ajunge la un subiect de prins într-un raport de monitorizare nu e cam mult. Deci sunt poate în coada cohortei care l-ar lăuda Comisia Europeană pentru raportul acesta. Nici pe departe nu tind. Dar, în ceea ce privește atitudinea presei vis-a-vis de justiție, eu cred că uh, această Comisie Europeană nu a făcut decât ceea ce trebuie. Ce anume? Atenție că toți pe lumea asta avem o responsabilitate, o răspundere pentru faptele noastre. Și, ce spune uh, raportul? În situația în care se trece pragul, eu spun în cuvintele noastre, ca să ne înțeleagă toată lumea, bunului simț, a, pragul adevărului, dincolo, spre minciună, spre exagerarea aceea vădită care tinde spre minciună, spre neadevăr, spre contorționarea adevărului și se vede clar când decurea cu a făcut. Așa. În momentul acela și jurnalistul trebuie să aibă grijă că va răspunde dacă păcătuiește cu intenție. Ori agresivitatea zeriștilor în unele cazuri este bădită. Doamna Monica Macovei, eurodeputat în Parlamentul European, a afirmat că la referendum s-au furat două milioane de voturi. Nu am putea să sărim peste și numele acesta al Monica Macovei. Păi, apropo de fiecare să-și asume răspunderea, și cât de ea atent e parte, Uniunea Europeană la parte noi? Din mecanismul acela MCV-ul acela cu plecatul Iar deci, întrebată de unde are informația, a spus din presă. Deci, în Parlamentul European, un europarlamentar și păi magistrat da, de ea formație. Ea invocă forța și e, valoarea presiei atunci când îi convine. Și în jură și scuipă pe, pe toată lumea Când nu-i convine din presă Așa este, asta este stilul ei uh, Al Monica Macovi. Dar Apropo de exagerări dar eu, Pe mine m-ați întrebat strict legat de atitudinea presei Față de judecători bun, Până unde avem voie să justitie? mergem atunci? Spuneți-ne dumneavoastră doamna, Până doamna, unde doamna avem regar, voie să mergem de exemplu? Mie mi-e greu să dau, un, să dau rețete Eu vă spun că există pe lumea asta O noțiune care se numește Bun simț dacă ne caracterizează da, cât de Putem cât să, com să, comentăm o hotărâre judecătorească? Fără îndoială. Fără îndoială. Dar nu invectiva, nu exagerarea, nu răutatea. Spuneți părerea. E noi ce facem, avocații, când facem, atacăm o, o hotărâre judecătorească? Păi iertați-mă, nu eu nu-i fac o și cu pe judecătorii care dau hotărâri care nu-mi convin. Dar nici în termenii cei mai ortodoxi nu-i uh, calific lucrarea respectivă. Nu fac referire la judecătorul, că nu mă interesează. Eu zic, prima instanță a făcut tare, sau instanța de apel, a greșit tare. Și bineînțeles că se mai strecoară și răutăți. Dar cu grijă să nu cumva, să nu aduci atingere eh, demnității instituției și să nu mă descalific eu. Deci există această posibilitate cu gândul la bunul simț. Presa are posibilitatea să fie acidă, să fie chiar și chiar și rapidă de presă, dar nu lipsită de bun simț, iertați-mă. Dar magistrații Asta au obligația la o demnitate și o atitudine care să nu permită prin, care să nu permită prin atitudinea lor, nu prin interzicere, ca presa înțeles, să folosească am înțeles, un limbaj mai puțin uh, Întotdeauna prohibiția, uh, atitudinea prohibitorie de, naște efectul invers. Uh, știți, e cunoscut faptul că între cele două, în perioada interberică în America, s-a consumat cel mai mult alcool în pro Pe perioada da. de prohibiție. Cel mai mult alcool atunci s-a uh, fabricat și s-a consumat, când era prohibiție. Uh, nu este asta varianta uh, să ai. Să pui botniță presei. Uh, însă, vă spun încă o dată. Dar nici nu mi se pare normal, iertați-mă, uh, ca un uh, judecător la o instanță superioară, la Curtea uh, Constituțională, uh, să ai pagină pe Facebook în care să-ți pui poze mai romantice, ca să Doamna spun așa, Bregaru, sau din Doamna concedii. Bregaru. Nu e. Uh, pădure foloscătoare nu există. Eu sunt ultimul care aș pretinde. Că în justiție sunt numai sfinți. Din păcate, sunt și. Nu, dar nu e ca o dragi. invitație la comentariu, până este, la urmă, asupra la persoanei la respective? la critică Severă, severă, dar pe realitate. Care să n-ai legătură cu actul de justiție, lasă-mă. Dacă actul de justiție e la treaba lui, iată de judecător, nu că e judecător. Că e o persoană care ocupă o funcție undeva și care parcă, prin ceea ce, ceea ce face, nu se potrivește ca și. În deleticire, cum spuneți dumneavoastră Cu postarea pe Facebook a, Unor picioare mai frumoase Sau mai când în ședința CSM-ului Unul dintre membrii CSM Transmitea pe Facebook ceea ce se întâmpla În ședința respectivă, scria Păi nu e ca o invitație La comentarii? Uh, se pare că nu M-am făcut înțeles V-a mai dat un Nici? exemplu Da, uh, a, Ați făcut-o ca să înțeleagă v mai dat să... un exemplu Din păcate, sunt multiple exemple care nu ne plac, care fac de râs justiția. Din păcate sunt și mai multe exemplele care fac de râs CSM-ul, care e garantul independenței judecătorilor. Și acolo este o cloacă de aranjamente și de satisfacerea unor interese ce nu s-a pomenit. Pentru că n-am să mi închipui niciodată că acolo este vorba chiar de Consiliul Superior al Magistraturii, acolo unde când este vorba să e act doar de o cerere a unui magistrat că își dă demisia din corpul magistraților, te scarpin în toate părțile și în toate felurile ca să amâni evidenta, evidența acestei tendințe de amânare fără niciun temei a luării de act n-avea de hotăr nimic n-avea de analizat nimic când cineva îți depune demisia doar e, act. e ca o registratură dacă vreți ca la un serviciu de registratură s-a prezentat un act și cu, cu CSM-ul nu avea decât să înregistreze, să ia act. Cât am stat fără ministru de justiție. Din vina acestor neoficiali care n-au ce căuta acolo, doamna. Bun. Și atunci, dacă presa critică atitudinea fac... asta. Uite, de exemplu, spun eu acum. Eu sunt presa. Și iată ce cuvinte grele spun la adresa CSM-ului. Nu greșesc. Am senzația că nu greșesc. Pentru că eu vin cu lucruri concrete de. cum să vă spun? Infailibile. Sunt afirmațiile mele, pentru că țin de realitate de necontestat, și anume că s-a depus o cerere de demisie, că acești oameni care nu au nimic comun cu actul de justiție, dacă vreți, pentru că și acolo s-a făcut un act de nejustiție prin absenteismul lor, numai ca să-mi coce pe mâna mea pe Și atunci eu sunt ziarist și văd așa ceva, și în termeni în care m-ați auzit și m-au auzit și oamenii, am expus părerea mea. Cu o critică vehementă la adresa unor asemenea manevre. Și atunci are. Asta nu are nicio legătură cu încălcarea dreptului de a te comporta în presă. Dar are legătură cu uh, măsurile necesare uh, pentru, pentru ca irreversibilitatea reformei sistemului judiciar și independența justiției să nu mai poată fi amenințate. Doamna președinte, doamna Brăgaru, cum să. Uh, vă spunem uh, la început. Necesi... V-am citat necesitatea... din doamna Hăineală Da, da, da Necesitatea acestor rapoarte de la Comisia Europeană În citația, cum aștept, În doamna Hăineală Care împrumută, sau, nu mai știu cine Ori Comisia Europeană de la doamna Hăineală Ori doamna Hăineală de la Comisia Europeană Dar seamănă între ele Abordările probleme. Și atunci Eu fiind și vă spun încă o dată, Sunt necesare Observațiile adresa justiției sunt multe de corectat în justiție. Sunt oameni care fac de rușine justiția și care sunt acolo, pe scaun de judecători, dar puțini. Dar mai sunt. Cu aceștia avem de luptă. Sunt necesare, deci, atenționările din toate părțile, pentru că ele țin de situații reale. Sunt impuse de situații, din păcate, reale. Dar exagerarea este prezentă, cum spuneam, Absolut. Și, la, și, în comisia, și la Comisia Europeană, și la doamna Hainală. Și n-ar trebui să fie Exagerarea impresa. nu face bine de nicio parte. Și nici în presă nu face bine. V-am spus, e... fac detalici. apel încă o dată la înțelegerea expunei mele cu privire la acest aspect. Nu cumva chiar suntem datori să ne, în tot ceea ce facem, să tot ne gândim la noțiunea de bun simț. Câte lucruri n-ar rezolva această subsumare, sub, subjugare a tot, intereselor idei de bun simț. E, vorbiți de lucruri care nu, nu știu, deja nu sunt, sunt idealist, mai dar atunci, greu de găsit. Dar atunci, bunul simți să-l ai, pentru că ți-e frică, vine o, 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 răspundere. Dacă și ca ziarist exagerezi și bați într-una pe unul cu răutate și abătându-te de la, de la, realitatea lucrurilor, prin exagereri vădite, păi trebuie să răspundă. De ce? De ce? Tendința presei este. Eu nu mă lucrez cu presa acum. Dar vreau să vă spun ceva. Știți cum sunt uh, presarii? Uh, ziariștii. Ar vrea ca ei să fie lipsiți de orice răspundere. Să aibă libertate să facă ce vor, cam cum ei acum, sau în unele segmente ale, ale presei. Ca fotbaliști. Adică să nu plătească impozite, să nu plătească. Mă înțeles, cum ei nu vor să plătească așa ceva. Nici ziariștii. Nu prea sunt dispuși să răspundă pentru da, ceea ce fac Dar știți că până la urmă presa și o să încheiem subiectul acesta a rămas ultima speranță a oamenilor de Doamne. ce atunci când au o problemă fug de la presă lău, se, simt, se simt apărați într-un fel. Că, aproape că fac ceva nepoliticos, simțeam nevoie să vă întrerup. Lăsați, asta e o speculație. E o speculație. Sunt foarte trăite speranța, să Speranța, să vă spun de ce speranța noastră a oamenilor care stăm și uh, hălpăim presa ca să-l înfometați, ne uităm și consumăm presa. Este, într-adevăr, speranța. Dar speranța în a descoperi și acolo un dram de realitate, un dram de justețe în comportamentul ziaristului, care să le dea cu demnitate ceea ce are de spus omului care îl consumă. Atunci, într-adevăr, pentru mine presa este o salvare să îndevoaleze excrocii, să îndevoaleze afacerile, să le analizeze cu profesionalism, dar să dai cu un fără să argumentezi nu, ai, cum se întâmplă unor. Asupra ori. acestui lucru am căzut de acord. Atât, atât. Eu asta critic. Și asta am criticat întotdeauna la presă. Și de aia am spus că atenționarea din uh, raportul Comisiei Europene este binevenită, în sensul că este bine să ne gândim. Și la măsuri care să atragă responsabilitatea uh, celor care încalcă deontologia. Asta este opinia mea. Dar avem organisme care fac lucrurile acestea? Sunt, dar vedeți, noastră uh, nu prea funcționează, nu prea se aplică. Ei, uh, cineva spunea chiar. Uh, știți cum? Cu... Cine, cine poate să-mi dea un exemplu că a câștigat un război cu presa? Nu există. Adică, chiar așa este infailibilă presa? Este deținătorul adevărului absolut, cumva. Păi aceeași părere au și magistrații, că ei sunt da, într-un fel intangibil, n-ai voie să comentezi, n-ai voie să critici. Din păcate, și așa stau sunt... lucrurile. Deci totul până la noi. Doamna Vorbiți, Brăgaru, criticați, mai puțin noi. Există mijloace de critică severă chiar a activității e, de judecată fără invectivă, fără abatere de la adevăr. Există. Și bine am mai spus în precedent, dacă e nevoie, am să repet de câte ori am prilejul. Este un crez al meu. Că se poate să fii acid, să fii caustic, dar prieten și cu adevăr. Adică stai acolo cu ochii pe adevăr. Și orice, oric, tendința este să te abați uneori, să sar peste cal. Și ca ziarist, și ca noi ca avocați. Dar tot una, mai e vocea aia cu bunul simț care v-am spus, care trebuie să da se, se facă auzită în subconștient. Aș vrea să încheiem subiectul acesta, pentru că, așa cum am promis de la început, mai avem câteva lucruri de discutat și timp să rămânem să avem. tot, avem timp, îl cronometrăm cum trebuie, să rămânem în acest domeniu și spuneam că de la începutul acestei luni este obligatorie, înainte de judecată, este obligatorie medierea. Înainte uh, de a ajunge la, la instanța mediere. de judecată, trecem la mediere. Am să vă rog ceva. Vă rog. Uh, vorbeam ceva, parcă înainte de a intra în emisiune, despre Constituție. Uh, Sau aveți timp și pentru asta? Avem timp și pentru Constituție. Da. Haideți să de vorbim de despre puțin mediere, de mediere de, pentru că da. nu e foarte mult de spus, nu avem ce spune foarte mult. Uh, timp. Uh, doamna Bărgaru, uh, vedeți, uh, acum m-ați invitat cu speranța că voi fi în măsură să luminez uh, auditoriul nostru și pe telespectatori. Cu lămuriri, cum să vă spun eu, profesionale. Nu am studiat în amănunt problema medierii. Știu despre ce este vorba, în linii mari. Ce pot să vă spun și spun tuturor este următorul lucru. Această instituție a medierii, ca procedură premergătoare contenciosului judecății, după părerea mea este foarte binevenită. Răutatea oamenilor este cunoscută și recunoscută. Dorința de conflict și de întreținerea conflictului este de asemenea cunoscută și recunoscută. Din păcate, în corpul avocaților, în loc să domine ideea de a conduce părțile spre uh, domeniul păcării, al înțelegerii, cu onestitate, cu corectitudine în raportul dintre părți, de a le conduce de deci, acolo în area înțelegerii, mai degrabă, și nu sunt mulți, dar sunt destui avocați, care au ca principiu de bază întărătăi drace. Că dă bine pentru câștigul și asta este. După cum cunosc mulți colegi de-ai mei care au cu totul altă părere, care o am și eu. domne, hai să ajutăm pe oameni să. Eu, cel puțin, și mai am atâția colegi care fac tot ce e să-i împingă spre împăcare, spre înțelegere. Tranzacții de acelea în civil, împăcarea și retragea plângerii în penal. Că ce se întâmplă? Acum, există premizele în proceduri și în procedura civilă, și în procesul civil, și în procesul penal. Există. Premizele, așa, a, drumului spre înțelegere. Adică se întrevede posibilitatea acestui împăcare, retragerea plângerii în penal, a, tranzacția în raporturile civile, în conflictele civile. Dar, odată cu această procedură a medierii, ea este instituționalizată, este oficializată și creează. Uh, un pas anterior, un, un parcurs anterior procesului în fața judecătorului, obligatoriu. Și acolo, mediatorii, care sunt și ei plătiți, au tot interesul să facă eforturile de a-i duce pe calea cea mai convenabilă. Eu vorbesc, poate, poate mulți dintre colegii mei mă băscurădesc acum că eu vorbesc ceva care poate umbla la veniturile noastre, ale avocaților. Eu am spus întotdeauna că pe Pământul ăsta este rău pentru toată lumea. Sunt destul de nemulțumiri. Da. Deci nu... Uh, Dar până la urmă nu degrevează și instanțele de judecată? Că nu mai vorbim, oricine nu mai oricine la fața de judecătorului. Deci uh, Cred de, că e cel mai mare avantaj eu până acum la urmă. Poate, poate sunt uh, de, un pic idealist, uh, dacă nu chiar naiv, crezând că uh, este o metodă de curățire a conștientului su, uh, social, a, părților în proces, curățirea conștient, conștiinței oamenilor care participă în proces. Sper și sunt convins că are și acest efect, nu plenar, dar a foarte bine. Este câștigul enorm pentru procedurile costisitoare din timpul judecății. Acolo se cheltuie niște bani cu timp, cu oameni refieri, proceduri făcute. Și durează foarte mult durează, procesele, durează pentru că sunt ori... multe, un judecător are foarte, foarte multe procese, începe deci, la 9 și de multe ori termină asta e. seara. Este, la este posibil ca uh, să ajungem noi la conștiința faptului că în fața judecătorului este dus doar când, în momentul în care vrei să-ți dea semnătura lui de autoritate pe actul de înțelegere pe care l-ai făcut sub oblăduire, sub îndrumarea unui mediator. Și avocații pot fi mediatori, adică avocații sunt ei, cu da. și calitatea de mediator, dar și astăzi, și astăzi, avocații au această uh, obligație deontologică de a fi, în fapt, mediatori în multe dintre procese. Dar cert este că, începând din această lună, este obligatoriu întâi să treci pe la mediator și apoi, dacă nu uh, chiar, reușești uh, să uh, te înțelegi. Uh, doamna, pe care să... v-am făcut mărturisirea că nu sunt. Pregătit da. să spun când și cum va intra în vigoare, pentru că chiar nu am urmărit. Știu da, că se vorbește de... de mult despre mediere. Da. Eu pot să vă spun părerea mea despre uh, valoarea și în plan social, și în plan moral, și în plan pragmatic la judecători, la judecări. Asta e valoarea medierii. Și interesant este că eu m-am documentat, și eu, atacând subiectul în această seară, mea. da? Se pare că medierea poate avea, nu se pare, adică așa este, medierea poate avea loc chiar dacă părțile s-au au adresat deja instanței, timp în care procesul se întrerupe și. Eu, eu vreau să vă spun un singur lucru, chiar dacă nu citeați lucrul ăsta și eu și dumneavoastră, cu siguranță, pentru că este spiritul acestei, acestei reglementări. Este că în orice fază a procesului, când intervine în înțelegere, nu poți să o refuzi. Când e posibil, după lege, și uh, intervine o în înțelegere, mai ales în procesele civile, și salutară înțelegerea, n-ai cum să o refuzi, n-ai cum procedura. Am încheiat și subiectul acesta pentru că știu că vreți neapărat să vorbim și despre modificările pe care le vom aduce Constituției, încă se discută lucrul acesta, se formează comisiile, este un lucru foarte important pentru noi pentru că multe dintre problemele pe care le-a avut România și unele reflectate în aceste rapoarte ale Uniunii Europene au plecat tocmai de la interpretarea unor articole din Constituție, de la cearta pe ba așa scrie în Constituție, ba e invers. Marile lipsuri. Din da. De la marile lipsuri din Constituția în Care dacă ar fi fost mai clară s-ar fi rezolvat multe probleme sau poate nici n-ar fi apărut multe dintre aceste probleme. Așadar, deci, sunteți convins că este absolut necesară o modificare a constituției. Doamna Bergaru, încă de când eram în parlament și cu 5 6 5 ani în urmă, am sesizat o recunoaștere, dacă nu exprimată de majoritatea parlamentarilor, cel puțin din discuții reușea un fapt, o realitate, insuficiența bâlbăiala de care este, erau dominate prevederile constituționale. Nu sunt puține, nu facem acum o analiză a Constituției și îmi pare rău că n-am luat-o la mine, să vă fi dat câteva exemple din care rezultă clar că nimic nu e clar. Citeam pe crolul unei televiziuni, nu știu care, și mi-am cinotat ce îi pregătește USL lui Băsescu, referitor la Constituție. Deci vreau să înțeleagă toată lumea că nu îi pregătește nimic lui Băsescu, nimic. Aici, apropo de ce spuneați de presă. Da, Aici, uitați o abordare. Păi, eu îl iubesc ca să, are ochi pe Băsescu, cum am spus. Dar, ce-i cu titlul ăsta? de unde a tras concluzia că cineva din USL-ul îi pregătește lui Băsescu ceva. Păi Băsescu mai are un an și ceva de supremație, cum îi place lui, de șef în stat, cum îi place lui să spună. Constituția începe să fie apusă la foc mic și începe să fiarbă undeva până toamna acestui an. Și probabil că va intra în vigoare în forma ei nouă peste vreun an. În anul în care Băsescu nu mai are nici cum să candideze. Deci nu va mai fi președinte. Și atunci de ce să spunem că îi pregătește usl ceva lui Băsescu? Nu! usl prin revizuirea Constituției, prin refacerea consistentă a Constituției, îi pregătește ceva lui Crin Antonescu de va fi să fie el președintele României. Lui taie macarona, dacă vreți, uh, permiteți-mi uh, jargonul. Uh, lui îi se taie macarona în multe privințe, uh, în multe dintre punctele de care beneficiază acum Băsescu. Băsescu nu mai e fi beneficiarul uh, uh, retezelor care se vor face prin... Am în înțeles. dar aș vrea să-mi spuneți, vă rog frumos... Din punctul ăsta de vedere, iertați-mă, da. -ul și ul uh, își va dovedi corectitudinea maximă vis-a-vis -vis de poporul acesta care are nevoie de o Constituție adevărată. Și nu gândindu-se să o corecteze, gândindu-se cu îi face bine sau rău. Considerați că aceasta va fi o Constituție adevărată. În Poate 92 fi. am votat o Constituție. În 2002 am votat modificări noi, chiar din 10 în 10 ani, trebuie să modificăm Constituția? Doamna Abregaru, păcatul nu care este. Care e legea fundamentală? Păcatul nu este că o, că o facem, că noi rectificăm Constituția. Din 10. Problem, problema este să o facem bine. Și aici. Și sunt mine, garanții că va fi bine de Doamna data Bregaru, asta, măcar. Am dat un exemplu care mă, poate să îndemne pe, orici, pe oricine, nu numai pe mine. Să îndemne spre gândul că cei care sunt preocupați de această schimbare a Constituției sunt de bună credință. Nu uh, uitați, un lucru mai rar întâlnit și hai să mai vorbim și de lucruri bune care se mai întâmplă, rar, dar se întâmplă și în politică. Uite că și opoziția este fără rezerve de acord cu modificarea Constituției. Acum, că o va accepta în maniera în care uh, o va impune majoritatea din Parlament, că nu, asta e altă problemă. Un prim pas spre corectitudinea, de care avem atâta nevoie în fața națiunii, din partea Parlamentului, un prim pas s-a făcut prin aceea că și puterea și opoziția sunt de acord cu modificarea Constituției. Masiv. Să nu mai fie bălbăială cum să facă președinte să-l nască prim-ministru. De-aia spun că nu pe Băsescu îl lucrează noua Constituție. În ghilimele, îl lucrează pe Crinatonescu. Că el va avea acum uh, reglementări precise prevederi precise cu privire la, la numirea primului ministru, în ce termen, cum, când, toate puterile prezidențiale actuale vor fi prefirate cu mare atenție. Pentru că se vrea, eu sunt convins, pe mine m convins și Ponta și Crin Antonescu, pe care se îl criticam pentru anumite chestii. Sper însă să aibă revirimentul atât de așteptat de mine, care l-am admirat în precedent iată, m-au convins că ei nu urmăresc interesul celui care va fi să devină în mod previzibil Crin Antonescu președinte și vor ca Constituția să devină actul fundamental clar, concis, așa cum marile democrații din lumea asta au Constituții. Nu mai vorbim de Constituția Americii, Păi de asta vă spuneam noi de ce trebuie să o schimbă. Știți, eu aș avea o curiozitate... De ce trebuie? Pentru că e proastă, doamna Brăgal. Eu aș avea o curiozitate. Care e cea mai veche lege în vigoare la noi în țară? Dar aș vrea să știu că de când datează cea mai veche lege în vigoare, pentru că sunt atâtea legi, sunt atâtea modificări și se schimbă de atâtea ori, că practic nici nu mai știi, ca om simplu, dacă nu ești obligat să, să fii la curent cu noutățile legislative, să știi ce să cauți și unde să cauți o lege dacă Doamna te interesează. Breghanu, eu vreau să vă spun că nu sunt în măsură, sau cel puțin acum să vă spun care e cea mai veche lege. Sunt și din 23, din 1923, mi se pare că niște legi ceva legate de cambi, de cecuri, de așa ceva. În sfârșit, nu e, e greu să vă spun acum care dar. Pentru că, tocmai, mă scuzați, citeam zilele trecute că francezii au abrogat acum o lege care e în vigoare de 200 de ani și care interzicea femeilor să poartă pantaloni. Mm -hmm. Și acum s-au gândit da. să o abroge. Vivle pantaloni. Da, Vive le pantalon? da. Pe englezii au legi de la 1600 da. în vigoare și acum care se trezesc că încă sunt da, da, da. în vigoare. Da, bine, conservatorismul englezilor este cunoscut. Ce pot să vă spun însă, cu siguranță, ține tot de educația și de tradiția în legislativ a națiilor din Europa. Ce pot să vă spun să cu certitudine? Ca unul care trecător am fost prin acea instituție despre care aș fi vrut să cred că este cu adevărat puterea supremă în stat și se numește Parlament. O legislație mai stufoasă, mai încălcită decât în România, nu o să vedeți, cred că, nici în Albania, nici nicio țară din, din Europa. Parcă este un făcut. Și asta pentru că, pentru că, în Parlament, iertați-mă, jumătate sunt cu cercul. Cel puțin jumătate. Și poate cealaltă jumătate foarte deștepți care știu că dacă o lege este mai stufoasă și mai îmbârligată, atunci poți să ai câștig de cauză, no, indiferent eu, cum ar eu vă fi dau nu, exemple, Două, două exemple vreau să vă dau. Eram membru al Comisiei Jurice împreună cu uh, juriști la treaba lor, avocați, altfel de juriști, mă rog. Printre ei era și Augustin Zăgren, actualul președinte al Curții Constituționale orice mi-aș fi închipuit despre parcursul acestui om în viață, dar că va ajunge președintele Curții Constituționale, nici prin fișele mele cele mai urâte nu putea să-mi treacă prin minte. De ce? Era unul din, să mă ierte Gusti, cum îi spuneam noi, altfel aveam un raport foarte bun cu el, dar dacă nu știe lungul nasului și primește pleașca asta de la Băsescu, e treaba lui. Are, am și eu dreptul la o atitudine vis a -vis de asemenea Lipsă de realism din partea lui. Și nu sunteți lui. Nu, nu. Însă eu, care l-am cunoscut, atâta pot să vă spun despre Zăgrean. Amii cu gustii. Că atunci când lucrurile erau clare, când se puneau cap la cap și discuția era pe încheiate, pe finalizate, cu privire la un, o dezbate din comisie, se trezea Zăgrean al meu și spunea niște prăpăstii de nu vă puteți imagina. Toată lumea, deci indiferent din ce partid eram, eram ne suiam pe pereți. Păi, dar nu mai încetează omul ăsta. Păi, Iată cine de este președinte. De prez... l-au și numit acolo ca să nu vă mai încurce în Parlament. Nu este ceva de neimaginat. Asta un exemplu cu privire la uh, ceea ce se poate întâmpla. Cine face legile? Cine își dă cu părerea la o anumită lege? Și acum a apărut salvatorul legis, legislativului român. Becali. Și cu asta am încheiat discuția. E un politic, e ales de populație. Da, da, da. Atunci, asta merităm, asta avem, asta alegem, asta merităm. Gata. Să Dar... ne facă becalii legi. Și vrem să vorbim de bine. Că chiar venisem cu gândul ăsta să vă fac o invitație, poate directă. Hai să mai vorbim și de lucruri bune. Pozitive, da? Ca naiba. N-ai de unde să le iei. Asta e. Ne sunt, dar mai interesante sunt nu, cele Nu, doamna pregătură. Lucrurile nu? bune sunt la oamenii mai fără pretenții. Oamenii mai de jos. În comportament, în cutare. Nu la toți, că vorbim de educația nații care e precară. Dar preceptele morale, ale vechi. Vechi, vechi, vechi și mai găsești lucru în nația asta. Deci, pozitiv, dacă vreți, faceri de bine, le găsești tot și la oameni cu stare, dar mai cu seamă la oamenii nevoiași. Nu intrăm în analiza asta. Dar în politica locală se întâmplă lucruri bune? La nivel de răspund, oraș. Mi-e și frică să răspund. Pentru că mai avem, de fapt, în, ce mai avem în oraș? Nu avem decât usl în, în județ. Da, păi, spuneam, eu, spuneam, eu, nu e Nu o... prea mai există. mai avem pe ul PD ul este inexistent, asta e clar. Pe PDD-ul, atunci... care, după opinia mea, are o viață cam a flutului după sticla de lampă, se frige. Treptat, treptat. Uh, deja de semne dispariția, a dispărut tot TV-ul, a murit trei sferturi din pedele. Și este fire să întâmple așa. Pentru că s-a născut cum s-a născut și trebuie să moară așa cum s-a născut. N-are ce în politica românesc în politica asta. PDL-ul s-a dovedit că cu mici excepții din membrii lui de marcă, Trebuie să aibă aceeași sortă. Cu siguranță că. Păi și cine mai rămâne PSD atunci? A... Da, ce în America sunt două partide. Păi U... nu că numai la noi era problema. Cu siguranță lăsați usl, un USL partid. Uite, să... am plinit, uh, Astăzi, 2 ani. Doi, doi ani. N-am să urez USL-ului la mulți ani, deși cred în construcția Politică, pentru că nu e, nu e un organism viabil. Cele două forțe care sunt cu adevărat partide care au avut și au un mare, cel mai mare cuvânt de spus în politica românească, PSD-ul și PNR-ul, vor intra în opoziție, una față de altă. Cu siguranță. Și este firesc să fie așa. Ar fi lăudabil pentru politica românească ca nu peste mult timp, după ce vor pune, dar să pună România puțin pe făgașul cel bun. La se, treacă. antrenează, cel puțin la Giurgiu se antrenează pentru acest pas de la, încă de la înființare, că nu prea pare să funcționeze nu, nu. deloc această la legele, alianță, la parlamentare de acum, de această oameni, alianță la Giurgiu. S-a comportat ca și cum ar fi peste doi ani. În sfârșit. Nu, eu, cu excepțiile care chiar nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni astă seară, pentru că nu vreau să-mi stric seara, uh, vreau să spun că așa cum e componența politicului din Giurgiu și județul Giurgiu, dacă anumite lucruri se corectează prin înlăturarea unora care uh, otrăvesc o trăvesc apele și climatul politic, îl o total, așa, dacă se scapă de aceste, uh, se trece la ipurare. Prin voia maselor de politicieni. Există Posibilitatea să fie mai bine în politica jurvenă. Adică sunt oameni care pot duce politica jurjuveană în condiții de normalitate, aproape de normalitate. Păi acum depinde normalitatea cei care depinde cum vezi și din ce unghi abordezi această Iar, normalitate. La, la, pentru dorința, unii la este, de Pentru unii este normal ceea ce se întâmplă. Adică, un președinte, un copreședinte al acestei alianțe la Georgiu să-l numească pe celălalt adversar politic cred că nu prea da, nu, încă o dată face obiectul acestei alianțe. În discuția despre presă și vă spun și acum și în orice domeniu. Mi-e dor de vorba asta întotdeauna. Hai să facem apel la bun simț, să vezi cum se rezolvă. Cine nu are bun simț, procedează în felul ăsta. Deși e aliat, îl numești pe cel care, în fapt, este aliat, îl numește adversar politic, pentru că așa sunt ambițiile tale. A, ambițiile exagerate țin tot de lipsa bunului simț. Ce să mai discutăm? Asta e realitate. Deci, dumneavoastră vorbiți acum tocmai de ceea ce spuneam eu că trebuie să dispară. O travă care nenorocirea, gunoaiele care tulbură apele. Asta trebuie să dispare din politica Giorgioană. Sunt oameni valoroși. Care pot duce disciplinele politice, ai cu demnitate, cu minim de bun simț. Dacă se gândesc să-l mai lase Dumnezeului interesele și privit un buzunarul propriu și să vadă de ceea ce trebuie să facă. Ce părere aveți despre ceea ce se spune că se întâmplă în PNL? De exemplu, despre neînțelegerile care sunt acolo și despre această luptă pentru putere care se pare că a început să încolțească și acolo după mulți ani. Doamna Bregaru, ușor, ușor mă duceți acolo unde vreți dumneavoastră. Nu, că o să vă întreb și de ceilalți. Da, de... eu nu știu exact ce se întâmplă acolo, deși îmi vin informații de la prieteni, care am mulți prieteni în PNR, apropiația actualei președinte care îmi spun adevărul pe care îl cunosc despre starea disperită de în din nesfârșitul monolog care se înregistrează în ședințele de acolo. Atmosfera de dictat, nu, nu sunt secrete astea. Vedeți, dumneavoastră, deplâng starea din PNL. Eu sunt liberal în sufletul meu. Sunt membru al PSD. E un tot, un SL care tinde spre cel puțin la centru. Asta e un lucru valabil și bun. Deci am locul fie în PSD, fie în PNL. Nu contează. Fortuit cum am plecat din PNL, datorită faptului că acolo atmosfera aia era aerul devenise irrespirabil, am ajuns în situația aceasta ușor atipică, dacă nu chiar bizară. Ca un om cu vederi liberale, cu convingeri liberale, să intre într-un partid social-democrat. Nu e un capăt de țară sunt uh, în fața conștiinței proprii, sunt uh, absolvit de faptul că n-am făcut-o din niciun interes, ci din dorința de a, a fi totuși în miezul politicii uh, giurgiuvene. De plâng vă spun situația din PNL și revin la ideea că oamenii valoroși din PNL și nu sunt puțini, un Toma Petcu, un Mustățea, Gavrilă, cu punele și curelele lor fiecare, sunt colegi de la care eu am ținut și țin. Chiar dacă am avut discuții, nu voi ierta niciodată atitudinea celor care, împiși de la spate de președintele uh, partidului, au încercat un atac direct care să ducă la excluderea mea din PNR. Nu, am plecat când am vrut eu. Pentru că au fost doar 3, 4, 5 inși care au sărit să prindă din zbor bucata aruncată de, de stăpân. Dar oamenii al căror nume, de exemplu, l-am enunțat, l-am anunțat chiar de adineauri și mai sunt mulți alții, nu s-au repezit să seara la gâtul meu atunci, știind că am dreptate în felul meu. Dacă să presupunem de, că ar dispărea turbulența e, din PNL nu, care va de, sau de care, turbulența, zic eu, din PNL care va determina să părăsiți partidul, va ți reîntoarce în PNL? Doamna Brăgaru, sunteți foarte abilă și Vă, deși nu-mi convine întrebarea, de ce? Pentru că e dificilă. Ați pus punctul pe I. Așa i spune emisiune? Punctul da, pe I? exact. Și ne apropiem și de sfârșit. Vă potriviți ca o mănușă pentru această emisiune. ne emisiuni. apropiem și de A, E chiar dureroasă întrebarea, să vă spun sincer. Noi asta mă întrebați dacă eu aș vrea să fiu din nou cu colegii mei din PNL, acolo într-un partid în care am crezut și cred în, cu toată ființa mea că ar trebui să fie un partid valoros și este. Din acest punct de vedere, cu siguranță m-aș întoarce. Dacă și ei ar colegii, foștii mei colegi, uh, și dacă ar considera că sunt necesari acolo, cum așa am declamau deschis, ori de câte ori aveam discuții, chiar și vechea, și actuala conducere și vechile relații cu președinția PNR-ului, erau însoțite de laude fără sfârșit. Bun. Dar am găsit aici la PSD un climat sănătos care mă obligă pentru că ce se întâmplă? Nimeni n-a făcut o concesie cuiva. Eu, ca m-am înscris în PSD, ca să ce? Să-i ridic forța? Nu, PSD-ul e o forță fără Ujeleuc, fără Brăgarul, fără Cutare, este un brand. Deci, din, această, din acest punct de vedere, nu eu datorez nimic, nu PSD-ul datorează ceva prin faptul că aș venit eu, Marele Ujeleuc, și am intrat în PSD. Nu, e un episod. Pe de altă parte, nici eu nu datorez nimic PSD-ului, pentru că m-ar fi primit acolo. E un partid serios. Primește pe orice om care vine cu floarea bunei credințe în mână. Și eu cred că am făcut lucrul ăsta. Cunoscut fiind de toți cei din PSD, am fost primit cu bucurie. Deci nu ne datorăm nimic unei altora. Moralmente, însă, dacă ar fi să discutăm așa, cel puțin aparent, am obligația de a rămâne acolo. Dar viața e complicată. Absolut. Eu, indiferent ce hotărâre veți lua peste un an, peste mâine, peste nu știu ce veți dori să facem, eu vă doresc succes în activitatea dumneavoastră profesională, în activitatea politică, pentru că mai aveți încă multe de oferit. S-a ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru participare. Eu vă mulțumesc pentru invitație și chiar pentru, mai ales pentru modul în care știu să. Îmi descătușați anumite limite în discuție, pentru că este o artă a mediatorului să facă ce vrea din invitat. Mulțumesc! Să fă cu ce ați vrut. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența alături de noi în această seară. Vă aștept săptămâna viitoare. Până atunci, la revedere și numai bine!